cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! O nouă emisiune la Mesagerul de Neamț, pe știri din Neamț. Vreau să spun că sunt extrem de bucuros că au început să prindă știrile pe care le dăm în fiecare seară la ora 20. Știri locale, știri naționale, chiar și internaționale, având în vedere o colaborare cu o televiziune din București pe partea de știri naționale și internaționale, plus știrile locale care în timp se vor îndesi pe măsură ce ne mai înmulțim și noi pe aici. Asta este una. Doi, vreau să vă mai spun că cel puțin în perioada asta nu știu să fiu, să am firmă de construcții, nici să am camere ascunse, nici să fiu reprezentantul neoficial și ilegal al unei instituții religioase, dar am totuși în invitat în emisiune pe domnul Daniel Harpa, președintele PSD Neamț și primarul orașului Târgu Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Eu știu cu cine stau de vorbă, în primul rând, cu primarul sau președinte. Hai să vorbim cu președintele asta. Omul. Bine, asta e... Asta cu... Când ajungem la alegeri acolo... Domnul primar, domnul președinte. PSD-ul, un partid important, dacă ne luăm după rezultate, cel mai important partid din România, are așa o perioadă de efervescență la nivel național, dar și la nivel local. La nivel național, de când domnul Ciolacu a ajuns prim-ministru, aproape că nu este zi, săptămână, să nu se întâmple ceva și să nu avem luat de poziția colegilor de guvernare, care de multe ori sunt opuse. Asistăm așa la un fel de, de căsnicie în care avocații de divorț stau tot timpul cu actele pregătite, dar niciunul nu are curajul să bage divorțul. Pe plan local, PSD-ul dumneavoastră este extrem de cuminte în relația cu PNL-ul, din câte am văzut eu. În schimb, din când în când, mai luați niște contre pe bază de protocol semnat la București, că nu vă veți ataca unii cu alții. Cum le recepționați? Da, în primul rând, vrem, nu vrem, trebuie să recunoaștem că PSD-ul, cu bune, cu rele, este cel mai mare partid din România și a fost întotdeauna. Astăzi, când vorbim, suntem într-o coaliție în care premierul României este și președintele PSD-ului. Sigur, și noi din teritoriu am observat, și eu și colegii mei, în special cei din Neamț, pentru că primul și în primul rând pe mine mă interesează organizația județeană Neamț, am observat aceste lucruri care le-a spus și dumneavoastră. Premierul iese și ne spune că va trece legea pensiilor, dau un exemplu, sau celelalte legi care au fost pe ordinea de zi la guvern, și în special în Parlament, iar colegii de coaliție, în special de la centru, au venit cu fel de fel de lucruri ne la locul lor. Dar dacă privim realiști și vedem cum decur lucrurile, cam tot ce a fost lege inițiată și susținută de premierul României și de PSD a cam trecut. Așa cum am dat exemplu legea pensiilor și celelalte legi care au trecut în ultima perioadă de Parlament și au trecut inclusiv la promulgare la președintele României. Nu înțeleg care este strategia colegilor noștri de coaliție, dar ce este clar, așa cum a spus, că într-o căsnicie, când aștepți ziua divorțului sau unei înțelegeri amiabile. Eu unul atât știu că noi cei din PSD, începând de la nivel local până la nivel național, nu facem altceva decât să muncim și să venim în fața cetățenilor cu măsuri concrete, realiste și în sprijinul lor și cu un mod de a explica oamenilor care este realitatea astăzi când vorbim. Dar
una peste alta, suntem într-o coaliție și trebuie să respectăm acest lucru. Inclusiv la nivel local. Județean, haideți. La nivel județean. Spuneți-mi un pic, că tot vorbim de coaliție la nivel județean, ați avut vreo discuție cu domnul omologul de la PNL? Nu. Și așa cum stau lucrurile în județ, cu majorități foarte fragile peste tot, cu excepția Consiliului Județean, ca să spunem așa. Eu m-am spus ori de câte ori am avut ocazia. Sunt dispus oricând la o discuție cu... Pe până la urmă o să moderăm aici, în studio, la... O moderăm în studio la Mesagerul. Am avut o discuție telefonică cu domnia sa, dar nu s-a materializat în a ne întâlni și a discuta problemele județului și ceea ce ne interesează pe noi. Din motive bine întemeiate. Ori eu eram plecat în localitate, ori... Deci nu există o refuz al discuției. Nu, ați discutat, hai să ne vedem, sau mă rog, cine, nu sigur, știu. Sigur, numai că nu s-a materializat, pentru că nu eram eu sau nu eram dumneavoastră. Este foarte bine de precizat că, dincolo de comunicate și alte lucruri, poate exista o cale de dialog. Fără discuții. Eu am spus și o repet. Nu sunt omul conflictual, nu sunt un lider politic care să nu ascult sau să nu colaborez cu ceilalți lideri politici din județ. Una peste alta, îmi doresc, așa cum am mai spus, o colaborare perfectă, bazată pe respect în primul rând și pe realitățile din județul Neamț. Și din localitățile unde, așa cum ați spus, mai sunt probleme de coaliție, să știu, de o majoritate. Înainte de a intra și a discuta despre probleme mari care afectează viața în județ, spuneți-mi care este în momentul ăsta starea PSD-ului în Neamț. De ce vă întreb lucrul acesta? Pentru că nu e un secret pentru nimeni, ați preluat organizația de la Ionel Arsene, după ce ați preluat-o, a fost așa o perioadă ciudată, în care, până când el a plecat din țară cu condamnarea în spate, dar asta e altă poveste, după care ați putut prelua frâiele organizației. Care e starea acum, în momentul ăsta? Starea este una normală, să-i spunem așa. Deci lucrurile s-au cam așezat, așa cum am mai spus, am plecat de la un moment T0, să-i spunem, la momentul când am fost ales președinte de organizație și nu fac altceva împreună cu colegii mei, cu biroul județean, cu vicepreședinții, cu parlamentare, decât să construim și să existe unitate și sinceritate în partid. Ceea ce zic eu că în proporție de 90% am reușit. Construim la Piatra Neamț, construim la Roman, încercăm să venim cu cel mai bun candidat, în special pe cele două municipii, conservăm ce avem bun, în special pe mediul rural, la comunele unde avem primari și încercăm să aducem în partid. Încercăm, am și reușit, mare parte din măsurile care le-am luat sunt o reușită, să aducem în partid de oameni noi. Începând de la tineret până la seniori. Vine tineret? Dacă ați văzut, bine, eu dau exemplu Târgului Neamț. Dacă ați văzut la alegerile din Târgu Neamț, jumătate din sală erau tineri. Și asta putem discuta și la Piatra Neamț, unde se ocupă prefectul județului de organizație, și la Roman, unde sunt eu interimar, dar avem un coordonator acolo, un consilier local. Da, a început să vină tineretul spre PSD. Asta este o... Bine, sunt schimbări, schimbăm un pic mentalitatea, schimbăm stilul de lucru, ne îndreptăm atenția în special pe această zonă a tineretului, de senior nu mai discutăm, pentru că acolo chiar... Cred că suntem organizația cu cele mai bune rezultate din Moldova. Da. Spuneți-mi un pic. Deci, în momentul acesta, lucrurile s-au cam clarificat. Da? Sigur, lucrurile s-au clarificat. Ați avut sondaje de opinie făcute oficial de centru. Da. Nu știu în ce măsură puteți sau nu puteți comunica rezultate ale acestui sondaj, dar ideea este cum se stă. Mult mai bine față de anul 2020. Vorbim de Piatra Neamț și Roman. Și de Roman. Da. Mai bine față de mult anul? Mult mai bine. Mult mai bine. Mult mai bine. În primul și în primul rând din punct de vedere politic, dar și
din punct de vedere a candidaților care au fost sondați pe Roma și Piatra Neamț. Acum, eu recunosc că am făcut o aroganță și am dat un nume care a apărut într-un sondaj, Dragoș Chitic. Care... Da, cred că... Bine, dumneavoastră sunteți jurnalist și e normal să veniți cu informații de acest gen. Nu, că gen, nu era, dar... de la dumneavoastră din partid, era sondat la PNL. Da, da, s-a discutat și la dumneavoastră. Și la dumneavoastră a fost sondat, dar asta nu înseamnă că astăzi, când vorbim, Dragoș Chitic va fi candidatul nostru la primăria municipiului Piatra Neamț. Pe mine nu mă interesează dacă este candidatul dumneavoastră dar, la municipiul Piatra Neamț, dar... Este cunoscut, are notorietate, are tot, a fost primarul municipiului, vă dați seama că nu putem vorbi de un necunoscut. Da. Dar pe lângă domnul Dragoș, mai avem și alte variante. Astăzi, așa cum mă repet, astăzi când vorbim, discutăm de pregătirea alegerilor la europarlamentare. După europarlamentare vom vedem ce mai rămâne. Vom vedea și candidații la primării, la Consiliul Județean și tot așa. În sondajele dumneavoastră, întreb și eu așa, dacă puteți, dacă nu îmi spuneți, nu știu cu asta, cum stau celelalte partide? Nu vorbesc de PNL. USR-ul, AUR, au apărut pe piață tot felul de sondaje, acum, la nivel național, care se contrazic unele cu altele, în funcție de partidul pe care le comandă. Da, fel de fel de sondaje. Eu ce vă pot spune că la noi sondajul a fost efectuat de o firmă destul de serioasă, care asta te uiți la factură, cam îți dai seama, după factură. Am avut dreptate și în 2020. Îți dai seama după factură, la sondaje. Dar, factura contează. Din ce se vede clar, există o creștere spre AUR. Naționalistă. Naționalist, așa. Și o scădere destul de abruptă, vizibilă la USR. Am înțeles. Eram curios, că, coroborând sondajele dumneavoastră cu cele ale PNL-ului, îți poți face o idee. Am văzut emisiunea dumneavoastră, nu vreau să fiu răutăcios, dar mi se pare... Cam multe localități sondate într-un timp destul de scurt. De către exact, PNL, cele da, 44 exact, de localități. Da, și exact ce spunea și dumneavoastră, totuși costă. Noi, de exemplu, la Neamț nu ne-am permis să plătim niciun sondaj, de asta am și apelat la centru pentru a efectua sondajul pe cele două municipii. Dar, exact cum a spus, noi comandăm un sondaj, PNR-ul alt sondaj, le... Vă dați seama că și noi aflăm, avem informații din zona PNL-ului și PNL-ul au informații din zona noastră. Bătaia nu cred că este între noi și PNL acum când vorbim, dat fiind și această coaliție care vrem, nu vrem, funcționează și trebuie să ne gândim la cetățenii României. Una peste alta, asta e politica, dar suntem în pragul sărbătorii de iarnă și cred că ar trebui în decembrie să lăsăm un pic politica deoparte și să ne vedem de acțiuni și activități legate de sărbători. Bun, haideți să vedem un pic, atunci lăsăm zona asta a partidului. Un singur lucru vă mai întreb, apropo de politica mare. În momentul acesta, din punctul dumneavoastră de vedere, care este impactul măsurilor luate de guvern pe zona noastră? Cum reacționează lumea? Și membrii de partid, că bănuiesc, mai vin unii și spun, băi, se întâmplă asta, facem asta, ce facem, cum facem? Cred că singurele măsuri asumate de premierul României și votate de coaliție, la momentul de față sunt cele două. Pensiile, creșterea pensiilor de la 1 ianuarie, bine și în continuare în septembrie, și aceste măsuri, așa zise, de austeritate, tocmai în ideea de a te încadra pe ceea ce s-a stabilit în protocoalele la nivel de guvern și Uniunea Europeană. Bun. Sunteți președintele PSD Neamț, nu sunteți președintele Consiliului Județean. Consiliul Județean are un președinte care acum nici nu mai putem spune că este de la ALDE, pentru că ALDE s-a unit cu, mă rog, a fuzionat prin absorpție cu PNL-ul. În anumite locali județe. Poftim? În anumite județe.
Bun. Oficial, partidul a fuzionat. Da, deci, ce au făcut oamenii din județe e altă poveste. De exemplu, ei se pot lăuda că au doi președinți de județe acum, deci Vaslui și Neamțu. I-a ajutat justiția, dar asta e altă poveste. Deci, îl aveți pe domnul Asaftei, care oficial nu este membru de partid, aveți un vicepreședinte care este membru de partid și un vicepreședinte care va fi probabil membru de partid, domnul Chitic. Nu este greu în calitate de președinte PSD, care nu ești în Consiliul Județean, ca să puteți să vă implicați ca partid, nu ca în luarea deciziilor, aveți majoritatea în Consiliul Județean cu aliații împreună. Da. Ce pot spune, și o spun cu toată responsabilitatea și sinceritatea, coaliția la nivel de Consiliul Județean funcționează perfect. Și aici vorbesc de ALDE, PMP, Pro-România și PSD. În special, în ultima perioadă de când am preluat organizația județeană, avem întâlniri în cadrul coaliției. Sigur, nu sunt și nu fac parte din conducerea Consiliului Județean, sau nici măcar Consiliul Județean nu sunt. Dar toate măsurile care au trebuia să le luăm s-au luat în urma unor discuții purtate pe linie politică, ori la sediul PSD-ului, ori chiar în cadrul Consiliului Județean, cu cei care sunt implicați în cadrul coaliției, Consiliul Județean, în speță. Și, bine, dumneavoastră a spus că președintele Consiliului Județean este, de fapt, Consiliul Județean a Neamț este al celor de la ALDE. Eu n-am zis că el este șeful ALDE. Nu mai contează, nu mai contează cine e președinte, că e ALDE, că e PSD, că e Pro-România, sau știu care mai sunt din coaliție. Cert este că lucrurile s-au schimbat în bine, în măsurile luate vis-a-vis de acele probleme care sunt și au fost, dar cu siguranță încet, încet încep să... Imediat discutăm despre el, deci cum s-au schimbat în bine. Până atunci eu vreau să vă spun că în momentul când l-a spus pe... L-a spus pe Asaftei... A fost un vot, deci, nu l-am pus niciun... Nu, dumneavoastră. Da. A fost un vot... Vot al coaliției, da? Când l-a spus pe Asaftei, gândul meu de... Gândul meu pervers, așa, a fost că l-a spus acolo ca să încaseze loviturile care era logic să fie încasate după plecarea lui Arsene. Nu, e exclus așa ceva. Era gândul meu, nu al dumneavoastră. Dar dacă a existat vreodată gândul ăsta, la mine, nu la dumneavoastră, cred că lucrurile nu stau așa. Cum se spune, o școală a vieții dinainte de revoluția domnului Asaftei l-a învățat să strecoare bine printre aceste lovituri. Domnul Asaftei nu ia nicio măsură de capul lui decât după ce se consultă cu coaliția. Deci vrei, nu vrei, e președinte Consiliul Județean, dar așa cum a spus, prin experiența pe care o are, este și veteranul de vârstă acolo în Consiliul Județean, dacă nu mă înșel, pe undeva la egalitate cu domnul Pușcașu, nu face altceva decât să se consulte și asta este un lucru bun. Asta înseamnă că funcționează și democrația în cadrul Consiliului Județean, dar și respectul față de ceilalți Consiliul Județean. Haideți să le luăm pe rând atunci. Mesagerul de Neamț a scris în ultimul număr mai multe pagini despre ce a însemnat județul până să fie preluat de domnul Asaftei, ca să spunem așa, nu pe persoană fizică, nu pe persoană fizică, ci pe coaliție. De coaliție. Așa. Bun. Să le luăm pe rând. Probleme. Cea mai mare problemă, din punctul meu de vedere, este Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, unde avem 8 proiecte care au fost blocate, amânate, renunțat la ele. Parte din ele reluate. Păi haideți să vedem. În primul și în primul rând este de apreciat, așa cum am mai spus, este de apreciat că acolo domnul Chiti, care a fost desemnat să răspundă de spital, a început să facă schimbări în bine. Am vorbit înainte de emisiune, ieri, în cadrul ședinței de Consiliul Județean, s-a votat desemnarea 2 membri în Consiliul de Administrație, ceea ce este un lucru extraordinar. Am și spus de nenumărate ori, în cadrul Consiliului de Administrație trebuie cel puțin să avem cel puțin un Consiliul Județean care să vină să explice consilierilor județeni, indiferent de culoare politică, cum stau lucrurile reale în spital, ceea ce n-a fost până acum.
Mai avem în... Și l-ați numit pe domnul Băurceanu, domnul avocat. Din Consiliul Județean, pe domnul Adrian Băurceanu, domnul avocat. Este avocat, om cu experiență, câteva mandate de Consiliul Județean și care și-a exprimat în primul și în primul rând dorința de a se implica, fiind și de aici din Piatra Neamț și este normal să... Deci, să practic, domnul Băurceanu va ține legătura... Între Consiliul Județean și Spitalul Județean. Ați spus-o, adică... Eu mă refer, scuze. Consiliul Județean a votat tot ieri. Pe doamna Părău. Eu personal nu o cunosc, am auzit de dumneaei. Am înțeles că este o profesionistă adevărată, este și șefă la fonduri europene, dacă nu mă înșel. Un lucru foarte bun. Dar mai avem încă a treia persoană care ieri nu a fost votată, nu a fost propusă. Domnul Dragoș, împreună cu coaliția, cu domnul președinte și cei din cadrul, da, se gândesc la o persoană pliată mai mult pe profesionalism, adică pe zona spitalului, ceva de genul acesta. Numai să nu îl căutați pe domnul doctor Andrița. Nu. Nu știu dacă este în premieră, l-am căutat pe domnul doctor Cotârleț. Cotârleț de la managerul de la Unești. Și trebuie să-l puneți în CAO de la spitalul. I-am propus, să vedem dacă legea ne permite și dacă dorește dumneavoastră. Da, este un om cu experiență. Nu știu, tocmai din acest motiv nu s-a luat în cadrul coaliției nicio hotărâre, dar dacă legea ne permite, domnul doctor cu siguranță va da curs solicitării noastre. Bun. Eu l-am văzut pe domnul Cotăleț, care în momentul în care a aflat că erau atâtea proiecte la care s-a renunțat la spital, nu putea înțelege. Da, eu am avut o discuție cu dumnealui la zilele spitalului la Târgu Neamț și da. Deci el nu putea înțelege cum s-a întâmplat lucrul ăsta, nici eu nu pot înțelege. Un manager de genul acesta avea nevoie spitalul județean și are la momentul de față nevoie. Acum, spuneați că s-au îmbunătățit lucrurile. Bine, a schimbat CAO-ul, e ok, era un lucru pe care l-a așteptat foarte multă lume. Nu vreau să fim înțeles greșit. Nu s-a schimbat CAO-ul doar de dragul de a schimba CAO-ul. Nu. S-a schimbat CAO-ul trebuie să fie cât mai aproape de Consiliul Județean. De Consilierul Județean, că ei votează. CAO-ul, în mod normal, este solidar cu executivul de acolo, cu managerul, cu toți, pentru că trebuia să fie acolo și să spună, să-i tragă de mânică pe toți, băi, avem proiect de secții medicale. Este cu finanțare asigurată. Da. Dați exemplu negativ pe România, ca la proiecte prin ce era planul de dezvoltare, parcă nu, ca prin ce era, nu mai țin minte. Fonduri europene, nu știu ce era. Nu era pe fonduri europene astea. Proiectele, cele două proiecte pierdute? Da. Și, nu, el este încă și acum. Deci se poate da drumul la secția medicală, aceea. Eu mi-am mai notat ceva vis-a-vis de spital, că eram sigur că mă veți întreba. Din ce am discutat în cadrul coaliției și cu domnul Chitic în primul și în primul rând, lucrurile se mișcă. Ați spus în perioada următoare, cred că la bugetul din... Ce este important că sunt bani pentru spital. Numai că nu au fost cheltuiți la timp și cum trebuie. Acum s-a discutat de acea secție de ATI care ați dat știrea și dumneavoastră, s-a votat și în Consiliu ieri acel protocol sau da, cu ONG-ul, în fine. Da. Fundația domnului Zanfir. Da, nu știu, acum este... Este un pas înainte că se va termina cât mai repede acea secție de reabilitat și atunci vor putea să mute oncologia în secția ATI, o parte din oncologie. Dar e o mișcare bine gândită, cu circuite, cu tot ce trebuie ca să funcționeze în limitele legii. Dar ce am văzut, deja se discută și s-au pus pe ordinea de zi proiectele pentru secțiile chirurgie și medicină internă. Și vorbim de reabilitare totală. Adică reabilitare nu mergi și dai cu un var. Ăsta e un lucru extraordinar de bun. Și se va executa pe banii Consiliului Județean într-un timp foarte scurt. Dar vorbim de o reabilitare și de asigurarea circuitelor, așa cum legea prevede, pentru a pregăti acreditarea. Domnul președinte, eu vă rog frumos să vorbiți cu coaliția, da, să-i sfătuiască pe cei de la Consiliul Județean să vină, să explice ei care este starea proiectelor în spital. Pentru că, repet,
În 2018 a fost semnat contract pentru un pavilion întreg care se chema așa, pavilion secții medicale. A fost ținut în Sertar. Dacă acel pavilion trebuia să fie gata. Vorbim de, da, vorbim de acel proiect din 2019 pe PNDL. Care, PNDL. Așa, aveți pe prioritate. Deci dacă acel pavilion era construit, nu aveam probleme cu oncologia, aveam probleme. Tot ce era corpul vechi al spitalului se muta în pavilionul acela. Pe mine, de exemplu, mă interesează dacă acest proiect a fost luat în discuție și a spus la un moment dat cineva, domnule, îl luăm de aici și îl ducem la spitalul nou. Asta a fost motivul pentru care s-a întârziat proiectul. Mă interesează, rămâne așa. Proiectul este finanțat. Trebuie reactualizat, vorbim de un SF din 2019, ceea ce nu este imposibil. Din ce știu și din ce am discutat cu cei din coaliție și cu vicepreședinții Consiliului Județean, acel pavilion va fi construit în spitalul vechi, în actualul spital. Lăsă în spitalul nou când o să semnăm contractul de finanțare, este altă discuție. Dar pavilionul de care discutați dumneavoastră va fi construit pe terenul spitalului vechi. Deci el va rămâne sigur, pe spitalul sigur. Vechi. Eu în momentul ăsta mă chinui să-mi schimb o baterie la așa. Sper să reușesc ca să pot să fiu și eu ascultat mai bine. Asta mai întâmplă și lucruri de genul ăsta, așa că vă rog să continuați cu spitalul. Ce alte proiecte mai sunt? Deci, din ce am vorbit acum ultima perioadă, ATI-ul, oncologia, parte din oncologie să fie mutată pe ATI-ul vechi din spital, de fapt pe ATI-ul mobil din spital și demararea procedurilor pentru acel proiect pe PNDL de construirea unui... Deci, vă spun sincer, dacă acel proiect era demarat... Putea fi terminat astăzi când vorbim și era rezolvată problemele. Și erau rezolvate 80% din problemele pe spitalul existent. După aceea te puteai liniștit, concentra pe spitalul nou. Apropo, ce se mai întâmplă cu contractul ăla? Cam înțeles că s-au făcut licitațiile sau... Spitalul nou. Nu. La momentul de față, spitalul nou este în procedură de licitație, pe clauză suspensivă. Se așteaptă semnarea contractului. Pe clauză suspensivă. Tocmai din acest motiv s-a dat drumul la procedură. Pentru a grăbi, într-un fel sau altul, procedurile, astfel încât, la momentul când vor fi chemați să semneze contractul de finanțare, să avem și licitația terminată. Să aibă licitația terminată, că e problema Consiliului Județean. Da. Bun, eu aștept acum, sincer vă spun, aștept foarte mult să văd rezultatele la spital. Cred că și domnul Chitic ar putea să-l chemați într-o zi să discutați efectiv de spitalul. Domnul Chitic, în general, evită să stea de vorbă. Vă garantez că am să rog eu să vină despre problemele spitalului, având în vedere să spunem așa, colaborarea pe vremea când era viceprimar, că din punctul meu de vedere el a fost viceprimar cam tot timpul. S-a ocupat numai de partea de plăți a datoriei, dar asta e. Na, ce a să fost zic? Și primar și este un om, eu unul nu l-am cunoscut până acum, dar este un om de cuvânt și un om serios, deci, și de echipă. Că este om de cuvânt garantez și eu, că este un om serios garantez și eu. Problema este că un om care este pus să ia niște decizii importante și rapide, nu seamănă cu fostul primar Chitic. Poate între timp s-a schimbat și poate să ia decizii rapide și hotărâte. N-am niciun fel de problemă. El este unul din cei mai buni executanți pe care i-a avut orașul. Nu știu dacă este un om de decizie. Da. Asta este treaba domniei sale. Deciziile, dacă vorbim de spital, se iau în coaliție și în cadrul echipei care este organizată acolo de domnul Chitic la Spitalul Județean, începând de la manager, director medical și șefii de secție. Vreau să știu dacă se aude acum.
Da, se aude. Că am schimbat bateriile în timpul... Dar eu vă garantez că așa cum a început domnul Chitic cu echipa actuală din cadrul spitalului, lucrurile se vor schimba în bine. Și deja se văd câteva măsuri luate spre binele cetățeanului, în primul și a pacientului. Depășim chestia cu spitalul, deși aici sunt o groază de lucruri. Nu știu cum se vede noua echipă managerială de la spital în coaliție. Ok, nu prea ne băgăm noi în problema executivă. Nu e problema noastră. Mai discutăm de măsuri. O să încercăm să-l întrebăm pe domnul Chitic. Vă spune dumnealui. Poate vine chiar și cu doamna director. Ar fi extraordinar. Ar fi perfect, da. Da. Bine. Județul. Ce facem? Mai stăm la Luț ca fără pod? Nu mai stăm. Deja lucrările de înlăturare a restul sau a ceea ce... Ce s-a prăbușit? Ce a rămas așa? A fost prăbușit, s-a rezolvat, lucrările s-au terminat. La momentul de față se lucrează la proiectare. S-a terminat și acea expertiză. Astăzi, când vorbim, aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean lucrează la procedura de proiectare și, din ce am înțeles de la domnul președinte și de la Adrian Păduraru, de la vicepreședinte, se preconizează ca cel târziu, în 1 ianuarie, să se predea proiectarea și avizele necesare, astfel încât să se dea drumul la lucrările de construcția podului. Bun, da. Dacă se dă, trebuie să faci licitație, trebuie să faci... Nu, este o situație de urgență și este o procedură. Și... Este licitație, dar este o procedură destul de simplă. Și banii vin de la guvern sau... Există deja în buget 4 milioane sau 5 milioane de lei, urmând ca în bugetul de la anul să... Da, să se... Deci putem spera că se vor apuca de lucru undeva în primăvară. Eu am notat aici firma care a câștigat licitația pe zona asta de eliberare a Albiei a terminat lucrările. Sunt cei din Consiliul Județean la procedură de servicii de proiectare și realizare de studii geo, topometrie și ce mai e pe acolo. Iar documentația de proiectare va fi terminată la sfârșitul lunii decembrie. Asta s-a și notat. Bun, e o veste bună. Vestea bună era și mai mult, era mai bună dacă, de exemplu, acum aveam podul, pentru că s-a întârziat din punctul meu de vedere. Acum trebuie să fim realiști, nu s-a întârziat din vina CJ-ului sau a coaliției sau a PSD-ului sau a PNL-ului. S-a întârziat din cauza procedurilor destul de greoaie, anchetei care a avut loc, în, știți foarte bine, care este și acum în derulare, și a procedurilor care sunt la nivel de arii protejate, Albea Râului și multe alte lucruri. Ordonanțele care s-au dat și tot s-au schimbat vis-a-vis de austeritate și multe alte lucruri. Care... Apropo, cum e cu ordonanța asta de austeritate? Că sunte... E foarte bine? Foarte bine. De ce? Pentru că este normal să reduci cheltuielile pentru o lună, două, că acum nu reduci. Cheltuielile care nu sunt atât de, hai să nu spunem, importante. Dar pe noi ne interesează proiectele europene. Proiectele europene ți le finanțează, așa cum știm cu toții, dacă scazi rata inflației, dacă scazi cheltuielile care nu sunt competitive și multe altele. Bun, e o lecție ce s-a întâmplat acum, domnul primar. Eu cunosc zeci de cazuri și din țară, în județ nu știu foarte mult, dar știu din țară, când se fac bugetele, la începutul anului, sau mă rog, când se fac bugetele, multă lume nu-și trece cheltuielile acelea, cum să le zic eu, de funcționare, nu-și trece cheltuielile la maxim. Și le trece cam până prin luna septembrie. Da, că ne-am obișnuit și la Târgu Neamț, e aceeași situație. Și dumneavoastră aveți acolo? Ne-am obișnuit să așteptăm rectificările bugetare. Anul acesta... O să fie o rectificare minus. Pe partea socială. Nu. O să vină bani pe partea socială, pe handicap, multe alte lucruri pe socială. Dar știm cu toții că prioritatea numărul 1 a României și a județului și a orașului
e să accesăm cât mai multe fonduri europene. Din cele care au fost făcute de fosta, de fostul guvern PNL-USR, știm cu toții cum au fost făcute. Încet, încet, actuala coaliție cu premierul României încearcă să schimbe din mers lucrurile, astfel încât să nu pierdem fondurile europene. Asta este și motivul pentru care s-a dat acea ordonanță, dar nu iau austerități. Este o ordonanță sau lege binevenită, în special pentru administrațiile locale. Eu vă spuneam așa, că acum cei care vor face bugetul, vă garantez eu că își vor trece cheltuielile materiale până în decembrie. Nu mai spun că pentru avem și an electoral. Pentru că e o învățătură de minte. Păi băieți, faceți-vă bugetele reale, că toată lumea zice, hai, nu trecem atâtea cheltuieli materiale, că după aia zice lumea că uite cât se cheltuie pe asta, uite, vine rectificarea, nu se simte și merge. Deci e o problemă. Dar este și o situație destul de delicată. Bine, acum s-au mai rezolvat problemele vis-a-vis de ai proiecte, ai bani europeni, ai proiecte europene, dar n-ai bani de cofinanțare. Nu-și poate permite niciun județ, niciun oraș sau, eu știu, municipiu să suporte din venituri proprii cofinanțări pe fonduri europene. Dau un exemplu, la Piatra Neamț, dacă nu se venea cu acele măsuri, credit de la trezorerie cu dobândă redusă, credit de la bănci la fel cu dobândă redusă, măsurile luate de guvern, prin hotărâri de guvern, nu puteam asigura cofinanțări la proiectele care sunt depuse și trebuie terminate, în special cele din Porul Vechi, până la sfârșitul anului. Eu vă spun din experiența care o am la Târgu Neamț. Deci sunt, pe lângă acele măsuri, așa zise, de austeritate, sunt și foarte multe măsuri unde guvernul ți-a asigurat parte de cofinanțare prin acele credite sau, eu știu, inclusiv prin ajutor din fond de rezervă. Da, deci cu podul de la Luzca ne așteptăm ca prin ianuarie să fie terminată proiectarea și după aceea să înceapă procedurile. Să dea drumul la procedura de licitație și să înceapă lucrările. Mare parte din bani sunt. Bun. Alte lucruri care s-au îmbunătățit la nivel de județ? Bine, spunem de problemele care sau care se încearcă să se îmbunătăți. Dar să nu uităm că săptămâna asta, dacă nu mă înșel, s-a recepționat axa strategică, Neamț-Bacău, unde avem și acolo, cred că peste 6 comune, care au beneficiat de pe zona județeană de reabilitare a drumului, străzilor. Deci este un lucru extraordinar de bun. Început, câștigat pe fonduri europene și recepționat acum de actuala coaliție. Din ce știu, încercam să-mi aduc aminte când a început. Dacă nu mă înșel, prin 2014. Prima discuție, dar lucrurile au început în 2018. În 2016, țin minte, un președinte de Consiliul Județean spunea că va fi gata așa sau... S-a făcut o licitație, s-a dat seama că nu era proiectul bun pe la niște poduri, s-a refăcut și tot așa. Nu intru în detaliu. Da. Ceea ce am apreciat și am discutat tot în coaliție, că s-a recepționat lucrarea, o investiție destul de mare pentru județul Neamț. Nu știu, eu sunt curios de fapt, este o realizare. Ce se simte în trafic. Probabil că vor face cineva niște studii de trafic. Eu am văzut primarii. Că sunt PSD, că sunt PNL, că sunt USR, care au fost și sunt foarte mulțumiți de această investiție. Mie îmi place că emisiunea a ajuns să fie comentată de comentatori politici de înaltă ținută cu trupele NATO spre Rusia, eroare de GPS, teroriști de la Hamas, etc. Mă bucur foarte mult că avem asemenea comentatori. Deci, iar cu axele astea strategice, rutiere 1, 2, 3, 10, 15, sincer, e bine că s-a făcut, dar până nu o să văd un drum de la Bacău la Piatra Neamț, avem drum expres, să-l văd, nu proiectul, că de proiecte m-am săturat. Proiectele erau așa, ne plezneau în cap toate proiectele. Deci, nu întorceai ochii și vedeai un proiect. Dacă deschid acum o pagină de Consiliul Județean, când văd câte proiecte erau și câte s-au realizat, e o problemă. Bun, deci, acum eu nu intru în detaliu pentru că n-am fost niciodată la
conducerea Consiliului Județean s-au implicat direct în, decât acum, de când avem această coaliție la nivel de CJ și căutăm soluții de, de rezolvarea problemelor mai vechi, mai noi, ceea ce există în județul Neamț de a se face. Una peste alta sunt și realizări. Eu zic că o realizare mare este că domnul Asafte i-a rămas și asigură o continuitate. Mie îmi pare rău că nu-l văd mai des pe domnul Asafte și că numărul și telefonul domniei sale nu funcționează cum trebuie. Domnul Asafte, ultima discuție care am avut-o cu dânsul era la București, la Ministerul Transporturilor, se ocupa, a depus documentația necesară pentru a începe procedura de achiziție la nivel de CNAIR a variante ocolitoare a municipiului Piatra Neamț. Vă dau așa o știre care e în premieră. Deci se implică. N-am ce să... Da. Se implică și în coaliție și, repet, nu ia nicio hotărâre decât după ce se consultă cu coaliția și după ce are votul în plen a Consiliului Județean. Da. Restul... Nu, mai insistați dumneavoastră cu telefonul. Nu mai insistăm, nu mai insistăm pentru că... Eu știu că este, o să insistăm, bine intenționat. O să insistăm la coaliție. Dacă încă e membru al coaliției, e bine. Eu sper să fie membru sau, eu știu, simpatizant PSD cât mai repede posibil. Atât dânsul cât și echipa dumnealui din Alde, din județul Neamț. Aici vorbim de consilieri județeni și consilieri locali. Vreo 30, dacă nu mă 30 ceva. Hai să spunem că ai o echipă. Da. O echipă de fotbal cu rezerve, antrenor și pe posturi. Și preparator. Și preparator fizic. Acum nu știi cine e preparatorul fizic acolo. Oricum au și sediu de cantonament, deci nu e o problemă. Se pot cantona la Han acolo, deci au... Dacă vin spre PSD, nu se mai cantonează la Han. Nu se mai cantonează la Han? La sediul partidului aici, la Piatra Neamț. Da, alte probleme care sunt în județ, poate de care eu nu știu. De exemplu, pe mine m-a mirat în ședința de Consiliu Județean de ieri, inclusiv o să avem astăzi o știre, dacă nu cumva a și fost pusă pe site, cu spitalul de la Roman. Niște bănuți au trebuit să fie dați înapoi, deci ăia au un deficit. Spitalul municipal Roman? Da, da. Așa este, nu? Spitalul municipal, cred că. Nu, nu fi spitalul de psihiatrie. De psihiatrie, nu se spune. Da, spitalul. Deci cine se ocupă, chiar le știu pe toate. La spitalul de psihiatrie sunt lucrări pe fonduri europene care trebuie să terminate până la sfârșitul anului. Dar cu schimb, nu am fost informat de ce spuneți dumneavoastră cu da, e probabil vorba o de... finanțare din bugetul Consiliului Județean spre psihiatrie. O să vedem. Dar asta nu știu, nu am discutat-o în cadrul coaliției. Uite, o întrebare foarte interesantă mi s-a pus pe dumneavoastră. O întrebare pentru domnul Harpa. Dacă ar fi trebuit să implementeze proiectele de la Piatra Neamț, a lui Carabelea, de fapt, eu fac precizarea, nu, proiectele preluate de primarul Carabelea de la cel care era la vremea aceea pe postul de primar, Dragoș Chitic, așa, le-ați fi făcut având experiența de primar și în obținerea de fonduri europene? Sigur, foarte bună întrebare. Fonduri europene, v-am spus, nu există, de fapt, nici la Târgu Neamț și nicăieri în țara asta, dacă nu ar fi fonduri europene, n-ai putea dezvolta o comunitate. Totul depinde de când pleci la depunerea proiectului cu acea echipă de proiectare. Și când începi să le implementezi. Și când începi să le implementezi, deja proiectarea trebuie gândită și pliată pe fiecare zonă în parte. Adică la Târgu Neamț e într-un fel, la Roman e altfel. Hai să-mi pun întrebarea, v-ați fi apucat de toate lucrările odată? Nu știu care este conjunctura. Conjunctura a fost așa. Au fost proiectele făcute, au fost ținute. Eu știu, și pâinea când o faci, faci aluatul și îl pui la dospit. Au fost și ele ținute la dospit și s-au trezit la primărie cu proiectele dospite exact cam cu un an înainte de a fi termenul, un an jumate, de a fi termenul de finalizare. Bănuiesc că fiind proiect european cu finanțare 98% sau... 98% europeană, nu prea...
Eu știu din experiența mea, nu poți ține un proiect la dospit, gen proiectul chirurgiei interne de la Spitalul Județean. Ăla poți să-l ții, că ne-am gândit, s-au gândit cei care erau înainte, da, că nu erau fonduri europene, cu da. Investiția la spitalul nou. Da. Aici, fiind proiect european și, dacă nu mă știu, da, sigur, pe POR, nu cred că poți să-l ții la dospit. Ceea ce zic eu că nu pot să acuz pe nimeni că s-a greșit sau nu s-a greșit, acea gândire a proiectului per ansamblu. Bănuiesc că s-a depus prin 2018 sau 2017 proiectul, iar lucrările au început în 2020. Asta am spus că o sta la dospit. N-a stat la dospit, a stat undeva pe sistemul lor sau pe baza lor de date, pe circuitul lor. Și datorită o să fac un exercițiu și o să publicăm o cronologie a... Aici nu cred că ar trebui acuzat nici Eu n-am acuz pe nimeni. Eu constat. Eu știu, printr-o dispoziție de șantier, printr-o discuție cu proiectanții, cu hotărâri de Consiliul Local, s-ar mai putea să discuta, schimba, asigurat, nu știu. Eu vreau să vedem până la urmă ce o să... Vreau să vă spun că ieri după masă a fost o zi istorică. S-a dat drumul la podul de la spital. Un lucru foarte bun. Deci s-a dat drumul la podul la spital. Nu se dădea drumul la podul de la spital dacă nu exista un efort, nu al constructorilor, ci a unei societăți care a venit și a făcut curat acolo după toți. Întâmplătorii societatea primăriei, Publiservo. Deci, mă rog, discutăm. Da, să revenim. Vin sărbătorile. Mâine, cred că... Sfântul Andrei. Sfântul Andrei. Să le spunem la toți, la mulți ani de... Toți Andrei. Da, sigur. Așa. Vin 1 decembrie, și... Ziua Națională a României. Vin sărbătorile de iarnă. Deci ați făcut furori cu un comunicat în care ați apreciat activitatea, deschiderea domnului Carabelea pentru organizarea târgului de Crăciun. Păi nu asta este realitatea? În condițiile în care toată lumea critică măsurile guvernului, iată că s-au găsit soluții, tot într-o coaliție. Într-o coaliție, vedeți că... Vedeți că... nu politică aici. S-au găsit soluții, chiar am și discutat cu președintele Consiliului Județean, cu cei implicați în organizarea, chiar și cu domnul Carabela, care e problema. Da, e Piatra Neamț, reședință de județ și e normal să organizezi un târg de Crăciun cu sprijinul Consiliului Județean. Da, este un lucru... firesc, normal, fără a implica politicul. Măcar în luna față de ce s-a întâmplat în anul trecut când nu s-a putut, așa, pasul este clar înainte. Acum să vedem și în ce măsură lucrurile astea vor fi înțelese în folosul cetățeanului. Să nu fie traduse într-o tentă politică. Nu cred. Nimeni nu s-a gândit să facem sau să facă Consiliul Județean un pas și primăria celălalt pas pentru a organiza acest eveniment cu tentă politică. Asta am spus și în cadrul discuțiilor purtate cu colegii mei din PSD. Luna decembrie am uitat de politică. Mergem cu măsuri de cu campanii de Crăciun. De exemplu, am și notat începem o campanie de Crăciun împreună cu toți membrii PSD, simpatizanții, primarii și toți cei care vor să se ONG-uri care vor să se implice să venim în fața copiilor, persoanelor cu probleme sociale, persoane cu dizabilități, cu diferite cadouri și surprize dedicate zilelor sărbătorilor de an. Deci cam asta vom face noi în luna decembrie. Începând de la colinde, cadouri, am înțeles, vizite la cămine de bătrâni. Dar vreau să vă întreb ceva. Cum veți implementa chestia asta, campania asta pe care a lansat-o PSD-ul cu, nu știu, Cumpără Românește sau ceva de genul? Este implementată. Cum? Cum am implementat-o? Prin promovare în cadrul site-urilor noastre politice. În special prin promovare și prin discuții cu cei care au dat curs invitația noastră de a-i promova și de a discuta, vorbesc de producătorii locali.
îmi permite să-l salut pe domnul Asafte, care se uită și el, deci este un efort la ora 9:21 se uită nu, la de la ora 7 este la, da? La sediu. Îl salutăm, da, pentru și eu că salut. A făcut acest efort. Da, de la ora 7 și da. Știu sigur. Pentru domnul Asafte un comentariu. Vrem drum din 155B, Bodești-Urechen spre Țibucan cu ieșire prin Țolici. Așa, avem și schitul istoric Țibucan, zice domnul. Din ce știu, proiectul este deja în derulare la Consiliul Județean. Da, am vorbit cu primarul de Țibucan și tocmai acest lucru. Am vorbit acum vreo câteva luni de zile bune. Am înțeles. Probabil în bugetul de la anul va intra în finanțare și în execuție. Nu probabil, sigur. Bun. Dacă vorbim de acel drum spre schitul Țibucan. Încheiem cu o întrebare. E confortabil să fii președinte PSD la Naț? Nu. Nu. Nu, nu e confortabil pentru că am luat niște hotărâri, sigur, în urma discuțiilor purtate cu familia. Și ai momente în viață când te întreabă soția, copiii, ce ți-a făcut? De exemplu, cu acel personaj. Ce ți-a făcut acel personaj de te-a înregistrat și lumea te face că ai făcut trafic, că ai, nu știu ce promisiune ai făcut. Așa. Deci sunt lucruri de genul ăsta în care familia nu prea o acceptă. Nu prea le acceptă. Deci nu este confortabil. În special părinții. Deci nu e confortabil. Nu, dacă ar fi o campanie frumoasă, cu înțelegere între părți, cu înțelegere între... Înțelegere în sensul nu că nu să existe luptă. Lupte electorale, dar nu cu atac la persoană sau cu mârșăvii de genul acesta. Mergem și înregistrăm, în condițiile în care toată lumea știe că eu sunt numai o familia mea și zona Târgu Neam, suntem oameni credincioși și aplecați în primul și în primul rând spre biserică. Și să fie acuzat pe anumite, eu știu, site-uri sau pe anumite rețele de socializare că nu știu ce infracțiune am făcut. N-ai ce să-i explici copilului. Mai bine, că mei sunt mărișori de acum, înțeleg, dar n-ai ce să-i explici părinților de 80 de ani că eu am o singură, nu ai să vă eu am o singură precizare de făcut. Plus scandal, discuțiile astea din partide cu fel de atacuri. Acum s-au mai liniștit un pic, dar vedeți la anul ce o să fie. În rest, mie îmi place ce fac și îmi place că am o echipă bună în spatele meu, competitivă, care știe să facă politică. Bine, mai sunt și excepții. Așteptăm să vedem care sunt excepțiile. Veți vedea în curând. Momentul potrivit, după ce vor trece sărbătorile, că acele excepții nu vor mai face parte din Partidul Social Democrat atât timp cât voi fi eu președinte. Eu propun să ne oprim aici. Propun să ne oprim aici. De ce? Pentru că eu asta vreau să aud, dacă e confortabil sau nu. Sunt momente când sunt mândru de ceea încă ce fac. Încă ceva, că mă întreabă lumea. Este exclus să mai candidați la Târgu Neamț? Exclus. Deci este exclus. Deci e o tărâre definitivă. Ca să am spun. 3 mandate. Sunt mândru de ce am realizat. Sunt trist câteodată de ce n-am reușit să realizez și îmi asum ceea ce spun. Dar la Târgu Neamț, pentru mine Târgu Neamț va fi doar orașul meu de suflet și domiciliul care l-am acolo de peste 25 de ani. Atunci chiar ne oprim aici. O zi bună tuturor. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Știu că nu este confortabil. Este mult mai ușor să vii într-o emisiune în calitate de primar de Târgu Neamț decât să vii în calitate de președinte PSD după ce s-a întâmplat în Neamț și având în vedere întregul context. Una e să preiei o organizație așa cum e firesc și alta să preiei o organizație cu probleme în condițiile care au fost. Dar nu, îmi pare rău și cred că am fost unul dintre persoanele care mi-am asumat și mi-asum ceea ce fac astăzi. Vom vedea la anul. Sunt criticat. De ce nu v-am întrebat dacă ați vorbit cu Arsene? Niciodată. De când a plecat? Niciodată. Da. Asta gata. La revedere, numai bine, oameni buni, să ne vedem sănătoși. Îl așteptăm pe domnul Chitic, pe domnul Asafte în emisiune. Avem ce discuta despre spital, despre județ. Cineva îmi sugera să-i dăm și un premiu domnului Asafte pentru cel mai bun excursionist din Neamț, prin cu localități.
se duce să vadă problemele județului, de asta... Este un om implicat, da. Și totuși este președinte Consiliului Județean. Exact. Deci, să ne vedem cu bine, sănătate, numai bine.